Sarmiza Andronic, analistul vedetă care îi critică exploziv pe politicieni și este foarte acidă în analizele ei sociale. A devenit o prezență obișnuită a micului ecran. Dar știți ce viață are? Ce pasiuni? S-ar putea să vă șocheze, pentru că anumite elemente din destinul ei ar putea fi capitole de roman. Învăluite în mister sunt și colaborările ei cu Cosmin Gușă, Sebastian Ghiță, patronul unei cunoscute televiziuni de știri și foarte apropiat al unor structuri din serviciile secrete, după cum spun anumite surse media, dar și cu celebrul Crin Antonescu, fostul șef al PNL, poate ultimul liberal autentic din România, despre a cărui retragere ar putea ști multe. Așadar, dar cine e misterioasa Sarmiza Andronic? Vom afla azi la Mădălin Ionescu Show. Cine e misterioasa Sarmiza Andronic? Bună seara, Sarmiza! Bună seara! Nu vreau să stric emisiunea. Nu vrei să vorbim despre Florin Câțu? Nu, chiar m-ar deranja foarte tare. Okay, și așa n-am avut o zi prea bună. Și da. Mă uit, adică refuz să mă mai uit la, ce, la acest glumit. Om. Și să mai ascult ce spune, pentru că mi se pare că e total deplasat. Multe dintre gesturile lui politice. Bine, să știi că puteam să spun și afirmațiile lui. Orice nume, adică ăsta mi-a venit acum. Da, dar Câțu chiar nu e o condiție a unei desfășurări bune a emisiunii. Ești o prezență frecventă pe micul ecran. Mulți oameni te ascultă de ceva timp, remarcă opiniile tale. De multe ori acide, directe, tranșante, dar puțin știu exact cine ești, de unde ai plecat, ce ți s-a întâmplat, cum te-ai format, de ce astăzi ai aceste opinii și mi se pare important să dezvăluim și o astfel de latură a ta. Mai ales că m-a impresionat, pentru că nu știam nici eu anumite detalii și m-a impresionat anumite elemente din destinul tău, care mi se par incredibile și într-adevăr pot constitui capitole de roman. Și aș vrea să începem cu copilăria ta, care cred că s-a desfășurat în două părți. Da, așa este. Dintre care una poate mai consistentă și poate are și elemente de traumă. Până la 10 ani, ai avut o familie normală? Da, am avut o familie normală, nu am avut frați și surori. Numai că la 10 ani, părinții mei s-au despărțit și lumea mea s-a împărțit în două. Din păcate, nu mi-am găsit liniștea în niciuna dintre cele două familii. Stai un pic. S-au despărțit. Dar s-au despărțit. Până atunci... Se înțelegeau viața... sau da. ai asistat la scene traumatizante? Nu, exista o ruptură de clasă. Uh-huh. Tata era muncitor, iar mama terminase dreptul. Nu era tocmai absolventă de drept. Da. Și n-a funcționat, pur și simplu. Existau tensiuni, dar nu le-am simțit. Adică nu pot să spun că am fost un copil traumatizat. A fost cercuri violente și n-ai asistat la secvențe gruzitoare. Nu, am avut o copilărie absolut normală până la 10 ani. Doar că pe urmă n-a mai fost așa, știi? N-a mai fost nimic normal. Și am emoții și acum când vorbesc despre asta, pentru că mi-amintesc că la 10 ani eram totuși un copil și brusc a trebuit să devin adult. Să am grijă de niște copii care nu erau ai mei, nu erau frații mei, pentru că părinții mei s-au recăsătorit și fiecare a venit cu partea lui. Însă eu eram cumva pe din afară. Dar la început cu cine ai rămas? Simțit, am rămas cu tatăl meu. Mama a plecat, da, cu un bărbat pe care l-a iubit foarte mult. Și să știi că chiar dacă mama nu a fost foarte mult timp lângă mine, n-am simțit-o foarte mult timp lângă mine, eu am învățat cumva de la ea să iubesc. Nu să-mi iubesc copiii, că aici am avut o problemă. Dar să-l iubesc pe soțul meu. Așa cum mama l-a iubit pe al doilea ei soț. Pentru că îl iubea frumos și pentru că îmi spunea lucruri frumoase, îmi dădea lecții și îmi spunea... Uite, am să-ți povestesc că la un moment dat, el fiind un pic mai plin, s-a plecat și l-a încălțat. Și eu am fost șocată, cum să facă mama așa ceva. Da. Și ea mi-a spus, draga mea, când iubești, ăsta este un gest normal, demonstrezi că-l iubești, că ești lângă el, nu te cobori să-l încalți. Deci... E firesc cumva și mi-a spus că când tu o să fii mare, mi-ar plăcea să iubești ca mine. Și am reținut deci, acest practic, lucru. Instanța, instanța m-a lăsat tatei. Tatălui, pentru că da, mama a plecat, atunci avea o relație extraconjugală. Da, da. Deci ăsta a fost motivul separării. Eu am fost foarte supărată pe ea, foarte mult. Este singura poză pe care o am cu mama. Eu am fost foarte supărată pe ea și pentru că tatăl meu se recăsătorise cu o femeie care era absolut altceva decât mama. Deci nu avea nicio legătură
nici voce, nici statură, nici păr, nici ochi, absolut nimic din ceea ce vedeam eu la mama nu vedeam în această femeie. S-a părut că a făcut o alegere nepotrivită? Nu, mi s-a părut că tata și-a găsit perechea. Ah, ok. Da, și el a fost fericit în familia lui. Și apoi a avut și un băiat. Deci tu ai rămas cu tata? Nu, deci eu am rămas cu tata. Cred că viața mea devine coerentă după ce am venit în București. Acum trebuie să mă ajuți tu un pic. Mm-hmm. Da, am rămas cu tata și am rămas cu această familie a lui nouă. Pe mama n-am vrut să o mai văd 3 ani. Mi-a lipsit enorm. 3 ani n-ai văzut-o? Nu, n-am văzut-o. Și n-ai vorbit cu ea? Nu, și am spus, uite, mă doare foarte tare să te văd. De fiecare dată când mă întâlneam cu ea, eu eram bulversată și când ajungeam acasă, ei simțeau că eu sunt bulversată și atunci mă certau, știi? Adică n-aveam voie să iubesc, n-aveam voie să fiu în altă parte decât acolo. Aveam grijă de copilul soției tatălui meu foarte mult, o duceam la grădiniță, avea 3 ani. Tu o duceai la grădiniță? Eu o duceam, eu îi găteam, eu găteam în casă, eu spălam, eu călcam, lucruri care, sigur, până la urmă m-au ajutat. Doar că la 10 ani, parcă voiam mai mult de atât. Tatăl tău și mama vitregă ce făceau? Nu mai, nu. De ce duceai tu la grădiniță? Nu știu, eu nu țineam minte decât că eram foarte singură cu ea și că trebuia să fac toate lucrurile astea în casă. Era prea mult, știi, de la un copil care până la 10 ani a trăit o viață normală, firească. Mă trezeam dimineața, tata mai făcea micul dejun și mă răsfăța, mama la fel. Nu știu dacă neapărat răsfățat este termenul potrivit, dar oricum eram bine, zâmbeam, știi. Acum brusc n-a mai fost așa și a trebuit, repet, să devin adult. După 3 ani de zile, a existat un moment în care eu a trebuit să plec de acasă, pentru că mi-a fost foarte frică de mama mea vitregă, care a luat un cuțit la un moment dat și l-a aruncat după mine, pentru că întârziasem la grădiniță cu fetița ei. Și n-am înțeles, eu nu am fost obișnuită cu violență, m-am speriat foarte tare. Da, nici ea nu era violentă, dar în momentul ăla în capul meu s-a produs un click și am plecat la mama și am spus ce o fi, o fi. Mama mea locuia într-o garsonieră cu soțul ei și a trebuit să locuiesc în garsonieră cu ei. Sigur, mama n-a spus nu, m-a primit, numai că la foarte scurt timp s-a născut sora mea. Ea s-a născut în aprilie, Anca. Am stat în aceeași garsonieră, iar în iulie eu am dat treapta a doua. Deci, practic, stăteați 4 persoane? Exact, într-o garsonieră. Într-o garsonieră. Da. Știu că mama a făcut atunci niște eforturi să ne mutăm, ne-am și mutat. Dar o să spun cu mândrie că am intrat prima în treapta a doua, pentru că mie mi-a fost teamă să nu cumva să-mi fie rușine, înțelegi? Și nu mă vedeam decât picată și ajunsă la cine știe ce liceu. Și am intrat prima pentru că tot timpul mi-am spus că dacă nu voi intra, cu siguranță lumea va spune că nu sunt capabilă, nu că nu am condiții. Și asta m-a motivat și am mers mai departe. Ea este sora mea și Teodora când era mică. Da. Și uite așa am mers mai departe. A venit pe lume sora mea, repet, Anca, pe care tocmai ați văzut-o. Și aia a fost, ăla a fost un alt capitol. Ai luat treapta a doua, prima. Da. Vorbim de liceul acela cu profil... Nu, a fost liceul industrial și era o clasă, primii 6 care terminau. Profil chimic sau ceva de genul ăsta, nu? Da, aveau dreptul să-și aleagă și erau laboranți și erau cumva privilegiați, erau cele mai bune posturi în combinatul siderurgic. Ce liceu putea să fie în Hunedoara decât unul industrial? Normal. Absolut. Da, dar a combinat acolo și chimia trebuia să fie de bază. Da, da, și... Mă rog, m-am angajat. Dar cum te-ai simțit când ai revenit în viața mamei tale? Mai nu m-am simțit că bine. Mama nu s-a opus, dar asta nu înseamnă că, te-ai simțit dorită. Nu. Știi ce m-a durut? Pentru că eu o vedeam pe mama îmbrățișând-o pe Anca foarte des. Iar eu nu țineam minte îmbrățișarea ei. Nu mai țineai minte? Nu țineam minte, efectiv. Nu țineam minte să... Mama era bună cu mine, dar nu era vreo iubitoare. Mi-amintesc că de fiecare dată când veneam, chiar până la 10 ani, când veneam din tabere sau când veneam de la țară, mama îmi spunea întotdeauna ceva care mă făcea să plâng, înțelegi? Întotdeauna era ceva ce nu-i plăcea. N-a spus niciodată despre mine că sunt bine, că sunt frumoasă, că am slăbit, că m-am îngrășat, niciodată. Și nu aveam niciun fel de feedback, dacă vrei, de la ea, de niciun fel. Eu eram acolo și atât. Și da, eram în plus și în acea familie.
încercam tot timpul să nu deranjez. Te-ai simțit cumva orfană? M-am simțit orfană, da. În perioada aia? Nu, mă simt orfană și azi. Doar că, uite, o să-ți spun că dacă... Sunt foarte sensibilă când aud cântece despre mamă. Numai că nu mă gândesc nicio clipă la mama. Mă gândesc că eu însă sunt mamă. Înțelegi? Mă gândesc la copiii mei. Deci văd cumva altfel lucrurile, dintr-o altă perspectivă, dintr-un alt punct de vedere. Pentru mine mama nu există. Pentru mine mama e la Bruxelles. Eu am ajutat-o să ajungă acolo, pentru că ea a terminat și ASEU și e vorbitoare de franceză. A luat-o și pe Anca. Și cam atât. Dar eu am fost un copil singur. Am fost un copil singur, în sensul că dacă aveam o problemă, n-am avut niciodată pe cine să sun. Și am baleat cumva între mama și tata, pentru că era sufletul meu lângă tata. Dar tata a încercat să-și apropie copilul femeii cu care s-a căsătorit și eu nu mai existam. Eu eram oricum a lui. Înțelegi? Așa era și mama. Eu eram acolo. Anca, eu pe Anca o iubesc foarte mult și din când în când ne sunăm sora și suntem sora mea, vitre, uite, mă rog, sora ta. Da. Dar suntem diametral opuse. Gândește-te că eu am crescut-o totuși, adică am avut grijă de ea, am fiert scutece, că la vremea aia nu existau Pampers. Am plimbat-o, prima mea întâlnire, la 18 ani, am avut-o cu un student la Timișoara și țin minte că a trebuit să merg cu căruciorul, adică dacă vrei, prima mea amintire, ieșirea cu un băiat, așa s-a desfășurat, cu Anca în cărucior. Sigur că a doua oară nu ne-am mai văzut, sigur că lucrurile nu au mai fost... Omul s-a speriat puțin. Da, omul s-a speriat, eu am înțeles, am mers mai departe, sigur că am suferit, că eram foarte tânără la 18 ani. Dar așa a fost să fie. Bun, ai luat treapta a doua, ce s-a întâmplat ulterior? Că, practic oscilai între niște familii care își vedeau de treburile lor și te simțeai puțin Bun, au trecut cei 2 ani. Da, când la 18 ani ne-am mutat, deja aveam camera mea. Doar că angajându-mă nu mai eram... Adică nu mai aveam eu pretenția că sunt un copil. Deja mă vedeam un adult cu responsabilități mai mari decât cele pe care le aveam până atunci. Adică business-urile mamei și ale soțului ei, Anca, erau cumva grija mea, dar mi-am dat seama brusc că eu trebuie să am grijă și de mine. Și ăla a fost un moment iarăși foarte important, pentru că m-am gândit ce fac. Ce fac cu viața mea? Am lucrat în combinatul siderurgic 3 ani, laborantă, și a fost o perioadă pe care nu aș da-o pe nimic, pentru că a fost foarte frumos. Deci la terminarea liceului ăsta ai fost laborantă? Am fost laborantă, da, în CT2, centrală termoelectrică, făceam niște analize de apă. Și în funcție de acele analize, e centrală termoelectrică, deci se desfășurau cam toate acțiunile de acolo, știi, în funcție de rezultatul pe care eu îl dădeam la laborator. Și eram foarte mândră de asta. Eram oricum singura femeie din zonă și eram foarte răsfățată. Toată lumea avea grijă de mine, mâncam slănină cu ceapă, mâncam șnițele în același timp. Eram toți la grămadă și acolo am cunoscut un băiat care a terminat facultatea de inginerie de la Timișoara și care și-a pus foarte tare amprenta asupra mea, pentru că m-a învățat să citesc. Eu citeam pentru că mama mea, asta este un lucru cu care eu am rămas, mama mea mi-a spus, tu trebuie să ai 5 cărți pe noptieră. Mama așa avea. Adică ți-a indus această pasiune pentru citit? Da, deși da pentru că mama a terminat liceul pedagogic și cânta la vioară, vorbea franceză. Adică... Înțeleg că în perioada liceului, când oscilai între cele două familii, între familia noua, familia tatălui tău, și mama nu prea te ocupa cu cititul. Am citit, știi că erau lecturile suplimentare, da, și trebuia să le faci, alea erau sfinte. Da, pentru că ți-am zis, mie mi-a fost întotdeauna, am fugit de penibil și mă gândeam, îmi imagineam cum o să mă ridic eu în fața clasei și o să spun că n-am citit sau că nu am învățat. Și ăsta Dar n-ai citit pentru că nu ai putut din cauza vieții pe care o duceai? Da. Era foarte agitat totul, făceam foarte multe lucruri într-o zi. Nu mai aveai disponibilitate și pentru așa ceva. Nu, dar seara trebuia să citesc. Și ăsta este într-adevăr un lucru pe care l-am de la mama. Mama spunea, trebuie să ai 5 cărți pe noptieră, trebuie să citești o pagină
în funcție de starea pe care o ai. Și vedeam că ea face asta și tu știi că puterea exemplului este cea mai importantă. Și așa am făcut eu cu copiii mei. Și asta o am de la mama, într-adevăr, cu cititul. Pentru că mama, deși stă la Bruxelles de 27-28 de ani, citește cărți în românește și are posturi de televiziune în românește și așa mai, adică nu s-a rupt cu totul de zona asta. Și a rămas cu această pasiune, dar nu cred că asta îți dispare. Dar cum e să fii, să ai în tine sentimentul ăsta că nu ai avut mamă, de fapt? Nu am avut. Eu îți spun cu toată responsabilitatea lucrul ăsta, pentru că stăteam cu ea în casă și simțeam că, repet, mama nu m-a luat în brațe. Mama n-a stat de vorbă cu mine despre un băiat niciodată. Eu eram un om singur, foarte singur. De la această stare, de la această infirmitate, pentru că este o infirmitate sufletească, ai reușit să faci saltul ușor spre postura de a fi mama la rândul tău? Adică ai putut să fii mamă din prima cum trebuie? Sau? Eu cred că toate femeile pot fi mame bune și că au în ele cumva două părți latente. Depinde pe care o latură o încep să o manifesti în momentul în care ai copii. Și eu mi-am manifestat latura bună, pentru că mi-am dorit să fiu mamă. Copiii mei nu au venit accidental. Eu mi-am dorit acești copii. Dar nu te-ai anesteziat sufletește, ai ajuns să fii foarte rece și o perioadă de asta? Nu, ai atins un punct foarte important. Eu am fost studentă la psihologie. Deci am plecat de la Hunedoara la București și am fost studentă și să știi că am renunțat la facultate. Pentru că mi-am dat seama că eu nu vreau să mă încarc cu problemele nimănui. Că nu vreau să știu problemele oamenilor și că să nu înțelegi greșit. Nu că nu vreau să-i ajut, dar ca să-i ajut trebuie să mă implic. Ori eu am vrut să fiu fericită și am vrut să fiu mulțumită cu mine însămi. Și am vrut să stau cu coloana vertebrală dreaptă. Și n-am vrut să mă implic în viața oamenilor mai mult de atât. Eu am avut un soi de autoprotecție, dacă vrei. Efectiv. Și am renunțat la acea facultate și pe urmă am făcut marketing. Ai considerat că ai suferit destul ca să preiei și suferințele altora? Da, nu mai puteam. Eu sunt o persoană superficială, dar psihologia este o facultate extrem de profundă. Și dacă nu înveți și dacă nu te implici, nu ești psiholog. Câte facultăți ai terminat? Păi am terminat management. Adică ce? Făcut... La ASE sau ce? Nu, managementul l-am făcut la Universitatea Ecologică. Așa. Am făcut SNSPA, master în comunicare și relații publice. Și până am dat la doctorat și în februarie o să-mi susțin teza. O teză foarte dragă mie. Deci ai început 3 facultăți și 2 ai absolvit. Nu am început 2 și am absolvit una. E master în comunicare și relații publice și doctoratul este în științe politice. Pe zona de comunicare, evident. Da, zona spre care ți-a plăcut ție acolo să ajungi și unde ai și niște colaborări interesante despre care vom vorbi în această seară. Spuneai că te-ai regăsit cu rudele tale după 30 de ani? Da. Ce înseamnă asta? Uite, aici sunt într-o fotografie. Eu mergeam la țară. Țara mea este la granița dintre Bistrița și Maramureș. O zonă care nu a fost niciodată cooperativizată și unde n-a fost curent electric. Mă jucam la lampă, aveam 6 veri. Și era un râs și o nebunie și eram atât de liberă acolo, încât n-am cum să uit toată acea perioadă. În plus, o să-ți spun un lucru, eu acolo am trăit o altă viață, pentru că am colindat, pentru că am purtat opinci, pentru că am purtat costum național, pentru că am fost la fân, pentru că am fost cu vacile, pentru că mă jucam împreună cu verii mei, alergând și urcându-ne în copaci. Lucruri pe care, din păcate, noile generații nu o să mai... Eu am fost privilegiată din punctul ăsta de vedere. Lucruri la care nu o să mai aibă acces mulți dintre copiii care se nasc. Da, numai că cei despre care eu îți vorbesc, verii mei, erau cumva, sunt din partea tatălui. Și tata mi-a interzis să mai merg la țară. Da? Nici pe el nu l-am văzut și în momentul în care una dintre verișoarele mele s-a enervat că așa e ea, foarte fermă, a spus gata, eu trebuie să o chem pe Sarmiza și a trecut peste orice și într-adevăr m-au luat cumva acum, din adică, nou... De ce să-ți interzic că tatăl tău mi-a interzis ceva? Tata și... De ce? Pentru că ai plecat de la el? Da. Da, și nu m-am mai putut bucura de nimic. Nici cu ei n-am mai putut să țin legătura, n-am știut nimic de ei și m-am întors acolo după 30 de ani. Și... Dar tatălui tău nu i-ai spus, stai un pic, că nu. Partenera ta a aruncat cu un cuțit în mine. Nu, pentru că nu exista genul ăsta de comunicare. Ba da, a știut. A știut pentru că era de față. Ah, ok. Deci,
nici nu cred că a contat pentru el lucrul ăsta, dar m-a durut pentru că a rupt tot ce era frumos. Și ăsta a fost iarăși un lucru cu care eu am luptat, știi? Să nu stric ce am frumos în mine, oricât ar fi oamenii de răi. Sigur că te cerți cu oamenii, mă, dar nu o să stric eu frumusețea pe care eu o consider în interiorul meu binevenită ca să îți fac ție pe plac. Nu, n-am să fiu rea. Și deci cu tata n-ai mai vorbit în acel moment? Nu. Nu, m-am revăzut cu el după 30 de ani. Și pe urmă a murit. Și pentru mine a fost, nu vreau să crezi că sunt insensibilă, dar crede-mă că nu am simțit nimic, pentru că n-a fost prezent în viața mea. Stai un pic, cum te-ai regăsit? Te-ai dus pentru că m-am dus la verișoara mea sau? Despre care ți-am povestit, da? Și el era acolo. Și erau toate rudele mele acolo, inclusiv el. Iar el s-a comportat cu mine de ca și cum aș fi fost amanta lui, nu fica lui. Adică nu rămânea niciodată singur cu mine. Avea grijă să nu se uite la mine, ca să nu supere pe nimeni. Și nu l-am simțit ca fiind tata. Dar deja erai, peste 30 de ani, erai femeie. Da, eram și l-aveam pe Tudor cu mine. Puterea cuvântului. Da. Și? N-a avut niciun moment în care să spună îmi pare rău? Nu. Niciodată. Niciodată nu a spus îmi pare rău, niciodată nu m-a luat de mână, niciodată nu m-a luat în brațe. Și repet, îmbrățișările vin de la copiii mei, de la soțul meu. Nu țin minte o îmbrățișare de-a mamei, nu țin minte o îmbrățișare de-al tatălui meu. Niciodată. Nu, dacă s-au produs, s-au produs până la vârsta de 10 ani. Nu mi-amintesc ca mama să mă fi pupat vreodată pe obraz sau pe frunte sau... Nu, nimic din toate astea. Și de asta... Și la scurt timp, după ce te-ai întâlnit cu aceste rude într-un perimetru în care era și tatăl tău, el a murit? El a murit foarte repede, la o lună de zile, cred. Era bolnav? Da, avea diabet și cred că a mai avut niște complicații, dar nici nu mi-am dat, adică nici nu m-am putut dezmetici că l-am văzut pe tata și nu aveam ce să conștientizez și nici nu voiam să forțez nimic, pentru că nu vedeam de ce aș face lucrurile astea. De ce să mă întorc spre un om care nu m-a vrut? Ce ai simțit când l-ai văzut după 30 de ani? Nimic. Nimic? Nimic. Nu. Am încercat să-mi amintesc momente cu el și nu mi le-am amintit. Dar n-ai vrut să ai o clipă cu el? Nu știu. Nu, el n-a vrut să stea de vorbă cu mine. Tu cu el? Nu, să încerci tu să obții momentul? Mădălin, eu niciodată n-am forțat nimic în viața mea. Nici dragostea mamei pentru mine. N-am cerșit milă, n-am cerșit dragoste, n-am cerșit nimic. De ce aș fi făcut-o acum? Adică, ca să vezi, nu știu, ce a fost în sufletul lui, ca să fii împăcată. De ce? Nu, cred că și asta a fost o autoprotecție. Nu am vrut să știu nimic. A fost... Uite, acum stau să mă gândesc, eu nu știu dacă el știa că eu vin. Știi? Nu știu, n-am asistat la discuții din astea surprinzătoare. Dar tu știu că el e acolo? Nu, nici eu n-am știut. Uh-huh. A venit, a fost o surpriză, ne-am salutat, nu ne-am pupat. Era unul, nu știu cum să-ți spun. Consider că e un moment pe care l-ați ratat amândoi? Sau? N-am ratat nimic, așa a fost viața mea și eu am mers mai departe. Nu știu dacă putea fi mai bună. Habar n-am cum e să ai părinții lângă tine. Nu știu. Dacă și-ar fi cerut iertare, se schimba ceva în sufletul tău? Cred că da. Sigur că se schimba, că nu sunt imună la astfel de gesturi. Dar ar fi contat. Dar nu știu dacă m-ar fi mișcat foarte mult. Da, ar fi contat. Da, uite, știi, stau să mă întreb dacă l-aș fi crezut. Dacă aș fi crezut cu adevărat că chiar îi pare rău. Nu, după părerea mea, un om care, să zicem, era de factura lui și cu o anumită pregătire și poate mai introvertit, poate mai greu să-și exprime sentimentele. Nu era introvertit și nu cred. Mă rog, dacă ar fi ajuns să-și ceară iertare, probabil că ar fi fost un gest destul de dramatic sau de important pentru el. Adică probabil că ar fi avut o substanță, dacă asta mă gândesc. Nu știu, dacă nu a simțit, nu s-a întâmplat. N-am cerșit asta. Nu l-am întrebat nimic și dacă s-a simțit mai confortabil văzând o străină în mine, l-am lăsat în pace. Cam asta am făcut toată viața, să știi. Nu m-am băgat în sufletul. Nu te chema nici înainte de a muri? N-am mai niciodată, simțit nevoia? Niciodată. Niciodată. A fost un moment, l-am văzut și asta a fost tot. Părinții tăi au fost la nunta ta? Nu, părinții mei nu au fost la nunta mea. Eu am fost alături de soțul meu la nuntă și de colegii mei din ProTV. Nu au fost că nu i-au invitat? Păi cu tata nu-mi răspundea la telefon și oricum așa. Mama era la Bruxelles, nu am deranjat-o ani de zile. Uh-huh. Sora ta a fost Anca? Nu țin minte. Anca nu, Anca era mică. Uh-huh. Între mine și ea sunt 16 ani. Ah, okay. Și nici nu cred că ar fi putut să vină singură, dar nu. Eu pe mama am revăzut-o,
după foarte mulți ani, când Teodora avea, fetița mea avea 6 luni și Tudor avea aproape 3 ani și am revăzut-o pentru că m-am dus și am bătut la ușă. Adică asta a fost. Păi și? Și gata, și ea s-a bucurat și după 2 zile mi-a dat telefon și mi-a spus: Armiza, nu ai făcut bine că ai venit neanunțată pentru că nu am conștientizat că ai fost aici. Și pe urmă au mai trecut niște ani și eu am avut niște colaborări în Parlamentul European și am ajuns pe la Bruxelles, dar eu n-am stat la mama. Eu am stat la hotel, de multe ori. Da, ai o relație, ea mai este? Da, ea locuiește ai la o Bruxelles. Relație mai bună decât... Nu știu dacă este mai bună, dar din când în dacă când... Dacă poți să spună decât ai reușit să dezvolți cu tatăl tău, adică deloc. Dacă o sun, îmi răspunde. Am înțeles. Dar de fiecare dată se termină prost. Discuția. Da, pentru că întotdeauna fie îmi dau seama din ton cât de mult contează Anca, pentru că cu Anca vorbesc și eu, nu trebuie să-mi spună ea nimic. Nu simt nevoia să o întreb nimic. Mm-hmm. Soțul ei a murit, mm-hmm. a rămas singură, dar nu simt să mă apropic, pentru că nu mă impulsionează nimic din discuția cu ea să spună: măi, uite, mi-e dor de tine, aș vrea să vii. Și eu o să spun că lucru care m-a durut foarte tare a fost că eu i-am trimis ei la Bruxelles 2 tablouri mici cu copiii mei. Și când eu m-am dus la ea, acele tablouri erau în sertar. Și atunci mi-am dat seama că nu fac parte din viața ei. Nu avea nici măcar o singură fotografie cu mine. Nu avea o fotografie cu copiii. Eu nu existam. Mai mult decât atât, eram acolo și trebuia să intru pe post prin telefon, pentru că avusesem o acțiune în Parlamentul European și cineva m-a sunat și mi-a spus: te rog frumos, vorbește puțin despre asta. Și mama mea a mărturisit după aceea că până nu a văzut poza mea pe ecran și eu vorbind în direct de lângă ea, din bucătăria ei, ea n-a crezut că eu apar la televizor. Adică... Și asta i-a schimbat percepția despre tine? Nu. Nu, dimpotrivă, a ținut să-mi arate, deci, poate cumva, mai mult că nu contează. Cumva te-a subestimat? Dar nu... N-au știut lucruri despre mine, n-au știut lucruri despre copii, n-au știut nimic. Eram eu cu mine. Și da, eu nu știu, mi-e greu să înțeleg... Să înțeleg acești oameni care pot să trăiască să fără copiii. După ce se rup niște... Eu am mers mai departe și am mulțumit lui Dumnezeu că am fost sănătoasă și că n-a trebuit să stau cu mâna întinsă niciodată și că am muncit foarte mult. Și cât de greu ți-a fost când ai venit la București? Foarte greu, pentru că veneam din Ardeal, unde lumea are alt ritm și e construit altfel. Iar eu am țintit foarte sus. Vreau să spun că am luat ziarul și primul examen pe care l-am dat a fost la externe. Eram 8 pe loc, dar ce conta? Era un post de secretară, dacă nu mă înșel. Și eu am, și noi am fost 16 pe loc când am dat la facultate. Așa da, era până mi-a spus cineva la un moment dat: nu te mai strădui atât, că la ministere nu intri tu așa cum vrei. Eu mi-am depus CV-ul, eu imediat m-am dus la interviu, am ajuns, am trecut de proba practică, am ajuns la interviu. Ulterior ai ajuns prin televiziuni și pe la Național TV. Am fost la Pro TV foarte mulți ani. Da, la Pro. Și acolo, să știi că a fost o lume pe care am iubit-o. Eu tot timpul am fost între oameni... Adică, dacă ceva n-a fost confortabil pentru mine, am plecat. Pentru că... Cum s-a întâmplat cu... Cum s-a întâmplat la SNSP. Nu, sau cu voltajul, cu acest proiect, colaborarea, da, la cu voltaj. La voltaj a fost așa, ajungem și acolo. Ce s-a întâmplat? A fost prea mare voltajul? Sau... Am plecat din Național TV. Bun, hai să luăm așa. Am lucrat în Pro TV. Uh-huh. A venit atunci cineva la mine și mi-a spus: uite ce-i... Tu ești așa într-un fel și ești foarte harnică, cred că ar trebui să te duci să lucrezi cu un director din Pro TV, pentru că el nu-și găsește de vreo 4 luni de zile, nu-și găsește o secretară și nimeni nu rezistă. Adică bine ar fi să te duci să vezi despre ce e vorba. Și pentru că eu nu aveam familie și pentru că oricum Pro TV-ul era viața mea în momentul ăla, eram dedicată și oricum salariul era de 3 ori mai mare, deci nu mi-am imaginat vreodată că voi avea un asemenea salariu, da? Și asta îmi permitea să trăiesc bine în București. Am acceptat imediat cu toate provocările și da, e adevărat, a fost o persoană foarte dură șeful meu de la acel moment, se ocupa de evenimentele speciale și aveam foarte mult de lucru. Dar eram extrem de dedicată și lângă noi își făcea emisiunile Florin Călinescu
și îl auzeam tot timpul bombănind și certându-i pe ceilalți și mi-am dat seama atunci ce înseamnă cu adevărat televiziune și cât de mult se muncește și cât de mare este echipa și cât de implicată trebuie să fie echipa ca totul stresul să iasă. Da, pentru că jumătate de zi filmau chestiunea zilei, dacă ți-amintești. Bun, și am lucrat la aceste evenimente speciale, am fost protejată în ProTV și o să spun de ce, pentru că un om foarte drag mie, care a murit, Dumnezeu să-l odihnească, era șeful șoferilor și administrației, Carol Gheorghe. Administrator. Un fel de administrator, dar era mai mult de atât. Și era o persoană extrem de dură și în același timp ca un ou în interior. Deci era de o sensibilitate ieșită din comun. Și tot timpul m-a luat cu el pe oriunde a fost. Deci unde se ducea el să lucreze, că l-au trimis și în Buftea, la producția de film, eu am fost acolo lângă el. Și avea grijă să nu mi se întâmple nimic rău. L-am simțit ca pe un tată. Dumnezeu să-l ierte, a murit, am suferit foarte mult. Dar el a fost cumva îngerul meu păzitor. Pentru că și acum mă gândesc la el de foarte multe ori. Și mi-amintesc că a fost un mare eveniment cu lansarea Orange în România. Și am participat la Chioche, la primul meu eveniment, da. Și eram foarte încântată că voi merge. Și el mi-a spus, nu, tu nu ai voie. Am fost foarte supărată pe el. Și după ani de zile mi-a spus, nu aveai ce căuta acolo, pentru că acolo nu se desfășurau lucrurile cum... Adică nu făceai parte din peisaj. Da. Și i-am fost recunoscătoare până la urmă. Și nu e un mediu, știi că e un mediu destul de, într-adevăr, tranșant ăsta al televiziunii. Da, în care, în mod normal, ar trebui să conteze eficiența și performanța și nu alte criterii. Măi, la mine așa a fost. Și uneori oamenii, nu că acum de multe ori, și nu vreau să jignesc, dar în ultimii ani s-au schimbat lucrurile și sunt mulți, pentru că nu mai investește nimeni în tineri. Și vin unii din afară, care au doar ambiția de a fi în acest peisaj. Vreau să sară etapele foarte repede, nici nu știu nimic. Uite, eu am fost nimeni, secretară, și șef de producție, nu mai au pasiune, producție. Nu mai e nimic, totul doar să apară, să ajungă, să parvină. Am luat-o așa, pas. Ai fost omul bun la toate. Da, și o să-ți spun ceva, la un moment dat o prietenă de-a mea a vrut să intre în televiziune, venea dintr-un alt oraș. Și eu am fost foarte mândră, pentru că directorul de programe de la acel moment i-a spus, dacă vrei să intri în televiziune, trebuie să fii ca Sarmiza. În momentul în care întorci capul, trebuie să te vedem pe tine, așa cum o vedem pe ea. Și atunci mi-am dat seama că... Ai reușit. Sunt, da, că am reușit. Am lucrat în ProTV, la cea mai mare mândria mea de zona asta cu ProTV-ul, perioada aia cu ProTV-ul, a fost că am lucrat cu Franco Zeffirelli. La filmul Maria Callas. A fost o muncă titanică, a fost foarte greu, dar Zeffirelli a fost un om pe care eu l-am respectat și de la care mi-am dat unul seama din reperele cinematografiei. Și vreau mondiale să spun că am învățat ce înseamnă respectul pentru munca de echipă, pentru că din când în când el adormea și echipa înțepenea, deci nu scotea nimeni un sunet. Dacă m-a prins stând jos, acolo stăteam până el se trezea, 10 minute, un sfert de oră. A fost un om extraordinar și sunt recunoscătoare și pentru faptul că am ajuns în zona aia lui. Bun, între timp, mă rog, au mai fost proiecte. Am vorbit și de Voltaj, nu trebuie să le luăm neapărat în ordine cronologică. Nu, spun doar o singură frază despre Voltaj. Eu am plecat de la Național TV. Unde ai avut mai multe colaborări. Unde am avut mai multe colaborări, adevărat. Și Călin Goia mi-a spus, mă rog, aveam o prietenă comună și mi-a spus, uite, managerul nostru a plecat, hai să vedem dacă poți să lucrezi cu noi. Am lucrat două săptămâni. De manager? De manager, da. Dar n-am putut. N-am putut Ce n-a mers? Pentru că eu voiam mai mult. Eu nu mai voiam să stau în spatele nimănui. Trebuia să fac pași spre mine. Nu mai voiam să fiu omul care să aranjeze lucruri pentru ceilalți. Pentru că asta făceam în ProTV. Tu știi foarte bine, ca producător, ca șef de producție, păi ești la dispoziția celorlalți. Pur și simplu nu mai voiam să fac asta și nu mai voiam nici să stau cu rucsăcelul în bocăncei, în fund, pe trotuar, așteptând să se termine filmările sau spunând prezent de fiecare dată când lipsea un cablu. Știi? Cam asta e televiziunea, că am filmat și reclame o grămadă. Și era o muncă, îmi doream mai mult de la viață, îmi doream să studiez. Te-ai dat seama că nu e pentru tine acel lucru. Da, și oricât ar fi fost, mi-ar fi fost de drag. M-am gândit că ai ajuns la Voltaj pentru că te vrăjise vreunul din membrii. Nu.
trupei și m-am mers, nu s-a legat. Călin a fost foarte drag, dar a fost o foarte scurtă perioadă în care am încercat să colaborăm, n-a funcționat. Cu soțul tău cum a fost? Cum v-ați cunoscut? Mai soțul meu este o persoană foarte discretă. Păi se vede că nu zici nimic, nu spui nimic. Nu mă lasă. Nu știe nimeni, au căutat colegii pe net, n-au găsit nimic. În primul rând, lasă-mă să spun un lucru, ca să lămurim ceva. Da. Două lucruri. Sunt căsătorită și soțul meu nu este jurnalist. Deci nu-l cunoaște nimeni din mass media pe soțul. Dar e milionar? Nu e milionar, este un om care muncește foarte mult, care e un om de afaceri. Care muncește, care are grijă de familia lui, întotdeauna a avut grijă și să știi că unul din motivele pentru care eu l-am ales pe el a fost pentru că, sigur, mă întorc la copilăria mea și spun, prima întrebare a fost dacă mie mi se întâmplă ceva, el are grijă de mine și răspunsul meu a fost fără echivoc da. Și să știi că întrebările astea le-am mai pus și înainte și nu am fost la fel de fermă. Dar acum nu am avut dubii. Și uite, suntem de 23 de ani împreună. Cum v-ați cunoscut? Bravo, mulți înainte. Joia, ProTV-ul închiria o discotecă care se numea Salsa, dacă tu ți-amintești. Da. Și nu aveam cred că am fost și... pe acolo, dar știu că... Bun, o colegă de-a mea din ProTV l-a invitat pe el pentru că era prieten cu prietenul ei. Și el era foarte discret, așa, se uita la mine cum dansam. N-a spus nimic și la final am plecat împreună acasă, dar ne-am mai oprit. Ți-a plăcut că n-a zis nimic sau? Nu. Nu l-am remarcat. Nici... Deci n-a fost dragoste. El se uita foarte insistent la mine. N-a fost dragoste la prima vedere și n-ai cedat din prima noapte. Nu a fost dragoste la prima vedere, dar să știi că eu cred că simți când ceva se întâmplă, știi? Făcea notă discordantă cu toată lumea din jur. Nu, era foarte calm. Era foarte atent. Dar nu critic, adică la modul frumos. Se uita la toată lumea și aveai senzația că dacă îl pui să vorbească despre orice personaj de acolo, are ceva de spus. Și ne-am reîntâlnit după două săptămâni și uite așa am rămas împreună. Vreo trei ani de zile. A cedat repede? Măi, nu mă provoca că aici... Să știi că prima dată mi-a pus tangouri în mașină și eu am fost foarte supărată și am zis, ia, uite, vrea să impresioneze. Da. Dar pe urmă, el fiind pasionat de Formula 1, mi-am dat seama că trebuie să fac și eu ceva. Și atunci am început să studiez ce-i cu Formula 1, înțelegi? Și să mă uit la curse. Și stăteam împreună și ne uitam la curse până când eu am devenit mai zăpăcită ca el și mai dornică să văd cursele decât el. Și când l-am născut pe Tudor, i-am spus, te rog frumos să te rogi la Dumnezeu să nu nasc duminica, că te pun să vii cu televizorul. A fost frumos, a fost regulă. Am stat 3 ani, nu ne-am căsătorit, abia, deci suntem de 20 de ani căsătoriți, dar de 23 de ani împreună. Și a fost, n-am ce să spun extraordinar, a fost o relație frumoasă, pur și simplu. Da? M-a susținut foarte mult. Orice lucru frumos. A fost o relație frumoasă sau mai e? Este frumos. Este, știi de ce e frumos? Pentru că e liniște. Îmi plac zilele în care sunt acasă cu familia, copiii sunt în camerele lor, fiecare făcând altceva, pentru că ei sunt foarte diferiți. Marius uitându-se la un film sau citind o carte, pentru că asta, cum îți spuneam, puterea exemplului, el citește foarte mult. Acum, poate că telespectatorii, nu știu, ai niște pasiuni care probabil seamănă cu ale lui. Da. Cu undeva ar trebui să semene, ca să, da, să fie armonie acolo. Îți plac motocicletele? Da, mult. Mult deci îți plac tot. Motoarele, nu? Da, foarte mult. Și, asta era și pasiunea lui? El da, evident, evident. Evident. El m-a dus, uite, aici sunt cu prietenele mele, care sunt, uite, aici sunt cu el. Da? Și mi-a dat voie să arăt această fotografie. Și ca motociclist ce faci? Cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o ca motociclist? Nu există nebunii. Nu există nebunii. Dimpotrivă, este un grup extrem de echilibrat, extrem de sudat. Oamenii ăștia fac lucruri frumoase pe care nu le spun și n-am să spun nici eu în seara asta. Eu mai știu din legendele legate Bun, de motociclist. Să știi că de eu mi-am dorit foarte tare ca Tudor, fiul meu, să fie motociclist pentru că mie îmi place acest grup foarte mult. Și am vorbit la un moment dat la un alt post de televiziune despre ce înseamnă conștientizarea în trafic a motocicletelor și am avut grijă
să scot în evidență bunătatea lor. Chiar sunt niște oameni de diferite categorii sociale, nu categorii sociale, din diferite zone. Unii sunt medici, unii sunt avocați, unii sunt arhitecți. Sunt oameni bine poziționați social care se urcă zâmbind pe motor și se dau jos zâmbind. Discuțiile sunt foarte frumoase, de asta mi-am dorit foarte tare ca Tudor să intre în acest grup. Ce e atât, atât de cool la a călări o motocicletă? Iartă-mă. Nu e cool să călărești o motocicletă, dar e cool să faci parte dintr-un astfel de grup, știi? Să știi că mie îmi place foarte mult când stau în spate și soțul meu conduce motorul, eu sunt foarte liniștită. Pentru că am foarte mare încredere în el, pentru că nu s-a întâmplat niciodată nimic și pentru că el are un talent extraordinar și întotdeauna anticipează ceea ce urmează să facă cel de pe șosea. Niciodată nu l-a surprins nimic, slavă Domnului, mulțumesc Dumnezeu, e tot în regulă. Iar eu sunt foarte relaxată. Când el conduce mașina sau când conduce motocicleta, eu nu am absolut nicio grijă și sunt momentele mele de fericire. De liniște, de pace. Și de liniște și sunt fericită că nu am nicio grijă, știi? Mergeți adică în vacanțe în grupuri? Mult, foarte mult. Nu cred că a existat an în care să nu ne ocupăm de noi. Adică chiar dacă s-au născut copiii, cu ei am mers în vacanțe. Dacă mergi cu copiii tot timpul? Tot timpul. Au fost și perioade, vacanțe pe care le-am făcut doar noi doi, dar acum de când au crescut copiii chiar nu mai sunt. Tudor are 20 de ani, Teodora 17. Și, mă rog, nu-și nu mai doresc. Vin cu voi. Da, dar acum, de când cu aceste vacanțe cu motocicliștii, ei nu mai pot veni, dar sunt liniștită, pentru că ei sunt niște copii responsabili, buni. Tudor este student. Se spune că sunt grupuri de motocicliști care sunt implicate în acte de caritate. Da, și acesta este un grup. Ești într-un astfel de grup? Da. Da, dar poți să-mi spui o poveste sau două care te-au impresionat foarte tare? Toate poveștile sunt impresionante, pentru că te duci la oameni care au nevoie de ajutor și e o imagine foarte frumoasă și foarte subtilă când vezi motocicliștii, știi, îmbrăcați într-un anume fel, pe motoare, făcând gesturi frumoase, parcă nu-ți vine să crezi că oamenii ăștia pot face asta. Deci, dincolo de duritatea legendară pe care ei o au, iată că, de fapt, ei sunt foarte sensibili și au grijă de oamenii din jurul lor. Până dar nu vorbesc. Ajuns? Până unde ai ajuns cu motocicleta? Am bătut mult. Adică am fost Serbia, Croația, Muntenegru, Bosnia-Herțegovina, am fost în Grecia. Și să știi că aici e iarăși o chestie interesantă, că sunt băieții care merg mult. Și din când în când merg și fetele și atunci e altfel de întâlnire, știi? Și îmi plac mașinile. Ai fost implicată în vreun accident mai serios? Nu, 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 niciodată. Niciodată, nu. Nu, și îmi place când ei merg în grup pentru că fiecare știe poziția și sunt foarte ordonați. Mi-aduc aminte de un accident în care a fost implicat un motociclist cunoscut din România, Călin Popescu-Tericianu, undeva pe la Corbeanca, dacă nu mă înșel. Se spune că viața de motociclist e periculoasă și pentru că România are un trafic dificil. Da, nu știu. Se vede că nu toată lumea este foarte și nici motocicliștii, îngăduitoare. Știi? Și nici motocicliștii nu sunt de multe ori foarte respectoși în trafic. Trebuie să spunem lucrul ăsta, pentru că o motocicletă are o viteză. Normal, nu ți-o iei ca să stai în spatele unui șir de mașini și de aici este tot felul de lucruri într-o țară ca România, unde nervozitatea atinge cote maxime, mai ales în trafic. Că lucrurile s-au schimbat în ultimii 2-3 ani. Adică lumea a început să vadă motocicleta pe stradă și sunt foarte multe persoane care, știi, se dau un pic mai la dreapta. Nu li se pare că e un mare efort pentru asta. E o chestie de respect. Iar motocicliștii, eu nu știu un motociclist care să nu mulțumească în trafic dacă l-ai văzut și l-ai lăsat să treacă sau dacă... Eu am văzut destui care nu mulțumesc. Ei, uite, eu n-am văzut. Pe bune, și tot în zona asta de nord stau și eu și... Nu, dar să știi că ăsta este rolul meu. Adică dacă mergem pe șosea și... Cred că ești într-un grup mai ok. Da, sunt absolut convinsă de asta. Dacă mergem cu motorul, eu sunt cea care trebuie să... Înțeleg că mai nou ai o altă pasiune, era să te întreb dacă te dai în bărcile, nu? Da, sunt încântată. Am mers anul ăsta cu barca și mi-am dat seama că îmi place foarte mult să conduc. Și un prieten de-al nostru bun, care era skipperul acelei bărci, mi-a spus, hai, te rog frumos, și m-a certat foarte mult și mi-a zis că nu mă deranjează, dimpotrivă, îmi face plăcere. Adică a fost foarte
nou totul, îmi plac lucrurile noi. Am sărit cu parașuta, am făcut o grămadă de lucruri. Da? Și de mai multe ori sau odată? Nu, și am sărit odată și mai vreau. Doar că... De la ce altitudine? 5.000 de metri. De la 5.000 de metri. Da. Bravo. Deci, îți plac chestiile astea extreme? Nu vrei să ne mărturisești ceva? Nu știu dacă extreme neapărat, dar îmi place... Știi, adrenalina. Uite, când sunt singură, nu fac lucrurile astea, dar când sunt cu soțul meu, le fac fără nicio problemă. Înainte de publicitate, pentru că după vom reveni cu partea politică. Da. Și cu zona care îți conferă și un mister poate și mai mare. Pentru că ai niște colaborări interesante, pe care unii le-au considerat controversate. Sau... Foarte rău. Da. Dar bănuiesc că tu o să le explici. Ai și candidat de vreo două ori, da, așa se spune, pentru funcție de parlamentar. Vreau să te întreb înainte publicitate ce mamă ești. Ești una permisivă sau ai fost? Sau din potrivă? În primul rând trebuie să spun că eu sunt foarte diferită ca mamă pentru Tudor și pentru Teodora. Pentru că ei sunt foarte diferiți. Și eu i-am crescut împreună cu soțul meu, doar noi doi. Și atunci am fost foarte fermă și foarte dură atunci când a fost nevoie. De exemplu, eu le respect foarte mult spațiu de când erau mici. Și fiecare face în camera lui ce vrea, dar nu în spațiu comun. Trebuie să respecte spațiu comun. E, uite, aici eu am fost, poți să spui, rea. Pentru că dacă găseam o jucărie în spațiu comun, se arunca pe geam. Punct. Nu exista negociere. Nu e la locul ei, la revedere. În camera ta poți să faci ce vrei tu. Poți să scrii pe pereți, poți să dărâm ce vrei. Că e camera ta, este universul tău. Dar în spațiu comun, nu. Pe de altă parte, sigur că eu cred că sunt cea mai bună prietenă a fiicei mele și cred că și a fiului meu, doar că el a crescut și acum cred că are mai multe discuții cu soțul meu decât cu mine, că e firesc să fie așa și îmi place că începe să semene cu soțul meu în sensul că are vocabular de bărbat, forma, atitudinea este alta, poziționarea vis-a-vis de un lucru este de bărbat. Știi, câți adică ani are Tudor? 20. 20 de ani, bravo. Și se duce spre da, pilotaj? Tudor este la școala de aviație de la Băneasa. Este student la jurnalism în anul întâi și îi place foarte mult. Este motociclist. Normal, da. Și uite, aici erau amândoi mititei. Deci ești mândră de copiii tăi? Sunt mândră, n-am de ce să nu. Și sunt niște copii normali. Nu sunt super... dotați, super. Sunt copii care nu creează probleme. Sunt copii cu minți, care își văd de ale lor, dar în același timp sunt foarte sociabili și eu mă bucur foarte mult. Ei, acum, după publicitate, intrăm în zona minată. Zona în care, știi cum e? Zona în care tu te simți confortabil, pentru că vei să ieși un doctorat în zona asta de comunicare și în mediul politic, până la urmă, ești de multe ori foarte acidă în discursurile tale și în analizele tale. Acum însă, sigur că sunt multe de discutat. Ai avut niște opțiuni, ai lucrat cu niște oameni interesanți, unii dintre ei poate controversați, dar pe de altă parte sunt convins că ai o serie de amintiri legate de aceste colaborări și poate ne oferi și niște explicații legate de anumite situații politice prin care ai trecut. Mai ai niște opțiuni, niște colaborări care s-au dus și în afara țării, care iară nasc niște semne de întrebare și vom discuta despre toate acestea. Latura, intrăm în zona explozibilului, așa că rămâneți alături de noi, ne întoarcem imediat.